Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și astăzi vreau să fac un tutorial despre cum puteți folosi programul de astronomie Stellarium. Este un soft de astronomie foarte util pe care toată lumea îl poate folosi. Îl găsiți gratuit pe internet, da, e gratis, poate fi luat foarte ușor, foarte simplu. Dați pe Google Stellarium, intrați pe site-ul oficial al programului și de acolo vă downloadați cea mai nouă versiune. Eu nu am instalat cea mai nouă versiune, eu am instalat versiunea 0.16. Acum pe site-ul lor apare versiunea 0.2, dar nu contează, fiindcă programul nu se schimbă prea mult, doar mai sunt rezolvate niște bug-uri, da? Din când în când. Și eu acum vreau să vă trec prin acest program. Ce puteți face cu el, la ce îl puteți folosi și care sunt punctele forte ale acestui program. Dar știți deja ce o să spun. Până să intrăm în subiectul nostru pe ziua de astăzi, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când vom urca un nou video. Și acum că am dat și asta la o parte, hai să începem tutorialul despre utilizarea programului Stellarium. În primul rând vreau să scot în evidență câteva din meniurile programului. Da, înainte să vorbim despre meniuri, vreau să vă arăt ce se vede în primul rând pe ecran. Avem aspectul cerului de zi, în momentul de față, și avem un peisaj care veți observa că poate fi modificat și avem punctele cardinale trecute aici. Acestea sunt lucrurile de bază pe care le vedem în program atunci când îl deschid. Programul se va deschide întotdeauna la ora la care îl vom deschide. Dar noi putem seta toate aceste lucruri, le putem configura. Și cum facem acest lucru? Păi, în primul rând avem în stânga aici un meniu. Este un meniu care conține mai multe foldere și, în primul rând, avem acest buton de Location Window, care este primul și cel mai important pe care trebuie ca voi să-l selectați și să-l configurați. Fiindcă de aici selectați locația de unde faceți observațiile. Selectați locul de observații. Iar dacă voi vreți să vedeți cum arată cerul din România, e indicat să nu puneți să vedeți cum arată cerul din En Al Hamam, din Algeria. Sau din, nu știu, am mai văzut aici niște localități amuzante. Pokharan, India, da? Nu vreți să vedeți cum se vede cerul din Pokharan, India. Vreți să vedeți cum se vede cerul din România. Iar eu aici am băgat coordonatele orașului București, am băgat Bucarest și avem coordonate latitudinea, longitudinea și avem practic locația și programul ne va arăta cum se vede cerul din București. Bun, mai departe, avem data și ora. Avem și ziua iuliană, voi nu o să aveți nevoie de ea, așa că nu vă bateți capul cu ea, voi o să folosiți în principiu data obișnuită, data clasică. După care avem încă un meniu foarte important, acest Sky and Viewing Options meniu, sau cum se cheamă, acest Sky and Viewing Options window. Și cu ajutorul acestui meniu, voi puteți configura exact ce obiecte vedeți și cum le vedeți. Pe cerul de seară, în principiu, fiindcă programul este cel mai util atunci când vrem să facem observații seara. Și noi o să dăm acum timpul să treacă, să dăm timpul mai repede ca să nu stăm foarte mult. Și vedem deja cum se vede cerul la ora 8 seara. Bun. Și selectăm aici butonul de Sky and Viewing Options menu și avem mai multe opțiuni. În primul rând putem să scoatem stelele cu totul, dacă nu vrem să observăm stele. Ia uite, au dispărut, au rămas doar planetele și luna. Putem să modificăm tot felul de lucruri legate de etichetele stelelor. Uite, cu cât pun mai multe de aici, cu atât îmi arată numele mai multor stele. Nume de catalog, nume proprii, nu trebuie să avem atât de multe, că nu avem ce face cu ele. Puteți să le scoateți de tot dacă nu vreți să vă apară nume pe ecran. Avem și opțiuni legate de cum se vede Calea Lactee. De exemplu, luminozitatea Căii Lactee, ia uite-o cum se vede aici. Ne putem să mărim luminozitatea și ea o să se vadă din ce în ce mai strălucitoare. Ia uite că deja se vede și în spatele meniului, ia uite-o. În funcție de cum vreți să observați și voi, da, bineînțeles. Puteți să vă jucați cu aceste opțiuni cât vreți voi. Bineînțeles că avem și o informație extrem de importantă pe care voi trebuie să o aveți în vedere de fiecare dată când faceți observații și anume poluarea luminoasă. Aici avem un indice de poluare luminoasă. În cazul nostru este selectat 2. E, noi dacă dăm o poluare luminoasă mai puternică, cum ar de exemplu 6, vedem că cu poluarea luminoasă 6 nu prea se văd stele, se văd doar cele mai strălucitoare stele. Iar așa va arăta cerul dintr-un oraș poluat luminos, adică din București. Nu o să vedem prea multe stele, o să vedem doar cele mai strălucitoare stele și planetele, luna, care se văd oricum.
Dar poate vreți să faceți observații din afara orașului și atunci trebuie să selectați un indice de poluare luminoasă mai scăzut. Și eu am pus aici 2, fiindcă 2 este, nu este cel mai bun cer, dar este un cer aproape perfect. Este un cer cum puteți găsi în câteva locații din România, izolate. Dacă mergeți până acolo, veți găsi cer cu o calitate foarte bună. Inclusiv un cer bun, nu este perfect, dar este un cer bun, se află în sudul Bucureștiului, la Comana, dacă mergeți, zona Pădurea Comana. Și acolo veți avea un cer cu calitate foarte bună. Bun, mai departe, mai avem și aceste informații legate de obiectele din sistemul solar. Adică etichetele planetelor, iarăși putem să selectăm de aici mai multe sau mai puține, luna la scară sau nu, magnitudinea limită care să ne arate anumite obiecte, putem să le scoatem cu totul dacă nu avem chef de ele, tot așa, ne jucăm cu toate chestiile astea și mai avem o opțiune interesantă, densitatea de stele căzătoare care se vede. Și câte putem să vedem? Dacă dăm aici la maximum, ia uite ce se întâmplă pe cer. Artificii, da? Frumos. Și voi puteți să vă jucați și cu stelele căzătoare, puteți să dați mai puține, mai multe, în funcție de ce vreți să vedeți. Voi puteți să dați astea, să le vedeți oricând. Ele nu se întâmplă așa, bineînțeles, oricând. Ele se întâmplă doar în anumite momente. Și nu o să se întâmple la nivelul ăsta, ăsta este maximum înregistrat vreodată. În 1833, Leonidele. Bun, mai avem mai departe în meniul nostru niște opțiuni legate de obiectele Deep Sky. Și aici putem să selectăm catalogele din care programul ne selectează obiectele. Și noi avem selectate standard, catalogul Messier, IC și NGC. Ce înseamnă obiecte Deep Sky? Înseamnă nebuloase, galaxii și roiuri stelare. Deci obiecte difuze, obiecte care nu au aspect stelar. Și voi puteți să vă jucați, să puneți aici câte vreți, să vedeți, aveți aici și tot felul de opțiuni legate de magnitudine limită și tot așa. Mai avem și aceste markings, prin care noi putem să ne punem anumite informații care ne ajută pe noi, anumite linii ajutătoare, de exemplu. Putem să selectăm linia meridianului, să o vedem. Adică linia care leagă punctul cardinal sud de punctul cardinal nord prin zenit. Și e foarte importantă linia meridianului, fiindcă noi trebuie să facem tot posibilul să observăm obiectele atunci când ele se află în meridian, fiindcă atunci, adică în dreptul acestei liniuțe, fiindcă atunci ele vor fi cel mai sus pe cer posibil. Și e bine să te uiți la obiecte atunci când se află mai sus pe cer, fiindcă te vei uita printr-un strat mai subțire de aer, de atmosferă. Iar asta va face ca turbulența atmosferică să fie mai scăzută. Cu cât te uiți la un obiect care se află mai jos la orizont, cu atât te uiți prin mai mult aer, prin mai multă atmosferă. Și atunci calitatea observațiilor tale va fi mult scăzută din cauza turbulenței atmosferice. De-aia e importantă linia meridianului. Putem să punem și punctele cardinale sau să le scoatem. Putem să punem și ecliptica, adică traseul aparent al Soarelui pe cer. Întotdeauna căutați planetele în jurul eclipticii, fiindcă, practic, toate planetele orbitează în jurul Soarelui cam în același plan. Deci nu o să le găsim înspre nord, lângă steaua polară, niciodată, dar nu o să le găsim în partea asta. Planetele vor fi tot timpul în apropierea eclipticii. Da, dacă vreți să vedeți unde găsim planete, selectați ecliptica și e clar că veți găsi planetele, uite, Marte, Uranus, uite și pe Uranus aici, Saturn, Jupiter. Deci ele sunt pe ecliptică. Bun, mai departe. Avem și categoria de landscape, care este o chestie mai mult artistică, în care voi vă puteți selecta niște peisaje, în funcție de ce aveți voi chef, să vă puneți un peisaj, nu ăsta, ia să vedem ăsta. Asta e un peisaj care mie nu-mi place, fiindcă are poluare luminoasă și îți mai ia din cer, îți mai mănâncă un pic din calitatea cerului. Sunt mai multe. Vă jucați și voi cu ele. Asta, uite, sunteți în pădure, la munte, unde vreți voi. Asta e o chestie artistică. Nu contează, nu e relevantă pentru locul vostru de observații. Da? Nu are legătură. E doar un aspect pur artistic. Bun, mai departe, hai să o punem pe aia pe care îmi place mie, asta. Avem și categoria Star Lore, în care voi puteți să selectați din constelații, din ce constelații vreți să vă arate programul. Și ele standard sunt selectate constelațiile Western, cele recunoscute la nivel internațional de Uniunea Astronomică Internațională. Constelațiile folosite în prezent. Bineînțeles că voi puteți să vă jucați cu ele, puteți să selectați, avem și constelații românești pe cer. Ia uite, dacă selectăm de aici Romanian,
și hai să scoatem, să scoatem ecliptica, avem constelațiile românești. Ia uite-le, avem tot felul de constelații ciudate. Vedeți și voi, uite, scaunul Dumnezeu, crucea mică, crucea mare, vedeți? Tot felul de constelații ciudate de-astea. Constelațiile românești. Puteți să vă uitați, să vă jucați și cu ele. Nu o să le folosiți probabil niciodată. Dar le puteți afla cu ajutorul acestui program. Iarăși o chestie inedită. Acum eu o să pun din nou constelațiile vestice, recunoscute internațional, și ele deja s-au modificat, astea sunt constelațiile recunoscute internațional. Bun, o să vorbim și de toate chestiile astea care se văd acum pe ecran, care se vedeau matineauri, imediat. Ajungem și la ele. Bun, am terminat cu aceste Sky Viewing Options Window, cu acest meniu de vizionare. Hai să trecem mai departe, o funcție foarte importantă, funcția de search, extrem de importantă. Scurtătura F3 o să o folosiți des. Credeți-mă, e foarte util să învățați și scurtătura F3. Și cu funcția de search, dăm o planetă Jupiter, Enter, și ne-a găsit planeta Jupiter și ți-o și centrează. După care tu poți dai scroll la ea și te duce direct la planetă. Și aici avem mai multe informații despre Jupiter. O să vorbim și despre aceste informații din stânga ecranului imediat. Bun, am terminat și cu funcția de search. Avem și un buton de configurare, care vă setați limba și alte opțiuni de genul ăsta. Aveți tot felul de informații legate de lucrurile care mai sunt arătate de program. Să vă uitați și voi prin ele. Asta e configurarea programului. Cum vreți să vă afișeze data și alte lucruri de genul ăsta. Și niște plugin-uri pe care le aveți aici. Unele sunt pornite la startul programului, dar nu toate. Sunt câteva plugin-uri, de exemplu acesta cu oculare, în care puteți să vă observați un obiect cum se vede prin ocular de la un anumit telescop. Mai aveți un plugin cu sateliți, de exemplu, care vă arată locațiile sateliților artificiali pe cer, conform datelor de la NORAD. Deci, acum, să nu vă imaginați că o să fie totul perfect, da? Da, că e un program gratuit, totuși. Dar o să aveți predicții destul de corecte ale sateliților. Bineînțeles că vă mai puteți lua, se pot downloada tot felul de add-on-uri la chestia asta care să îmbunătățească o grămadă de lucruri. Dar eu vă zic acum despre programul standard. Și mai avem și ăsta cu exoplanete, care e tot așa pornit la începutul programului, când deschizi programul. Îți arată exoplanete. Bun, am terminat cu asta din partea stângă. Mai avem și acest Astronomical Calculations Window, pe care nu cred că o să-l folosiți prea des, dar e bine să știți și despre el. Puteți să calculați pozițiile diverselor obiecte, efemeride sau fenomene, de exemplu, cum ar fi ocultații sau conjuncții între anumite obiecte. Trebuie să vedeți, de exemplu, și la o planetă când se află la înălțimea maximă pe cer, să vedem la Jupiter, de exemplu, ia uite-l, ne arată Jupiter înălțimea planetei pe cer în funcție de oră. Iarăși, un lucru important, te poți folosi de treaba asta, fiindcă v-am spus mai devreme, noi vrem să observăm obiectele atunci când se află la înălțimea maximă pe cer. Noi aici vedem cu ajutorul programului că Jupiter se află la înălțimea maximă pe cer la ora 6:40. Mă rog, la ora aia însă nu e cerul întunecat complet, avem încă lumină pe cer, ceea ce nu face să fie prea grozav. Dar, dacă nu putem observa atunci, îl observăm după ce apune soarele, cât mai repede, că după aia începe, vedeți, pe măsură ce trec orele, ea coboară din ce mai jos și deja la ora 11 deja coboară sub orizont, vedeți aici. Și nu se mai vede. Deci trebuie observată mai rapid după apusul soarelui în perioada asta, Jupiter. E folositor și acest Astronomical Calculations Window și mai avem aici o chestie foarte interesantă, se numește What's Up Tonight și poți selecta obiectele care se văd în seara respectivă din anumite categorii pe care le aveți aici în stânga. De exemplu, vrei să observi nebuloase care sunt mai strălucitoare de magnitudinea 8, adică au magnitudini cifre mai mici de 8. Care se văd mai ușor, dar voi puteți să dați aici să micșorați magnitudinea. Uite, de exemplu, am pus mai mici de magnitudinea 3 și vă rămân doar câteva. Sau, de exemplu, vreți să observați planete și vreți să vedeți planete, ce planete se văd pe cer. Dacă măriți magnitudinea, vedeți că va apare și Uranus, ia uite. Și de aici poți selecta in any time of the night, in the evening, in the morning, în funcție de perioada în care tu vrei să-ți caute programul obiectele la care să te uiți. E folositor. Folositoare și aceste funcții. Bun, mai departe, avem și un buton de help. Aici aveți
short key-urile, din care eu o să vă dau câteva utile pe care le puteți folosi. Bun. Mai avem un meniu în partea de jos aici, un meniu pe care o să-l folosiți foarte des. Ăsta e meniu de configurare, practic, din stânga. Iar meniul pe care voi îl veți folosi mai des este cel din partea de jos. Aici puteți să selectați liniile constelațiilor, să le puneți sau să le scoateți, da? Puteți să selectați numele constelațiilor. Acestea pot fi accesate cu scurtături. Liniile constelațiilor cu C și numele constelațiilor cu V. Iarăși, puteți să selectați Constellation Art, adică partea artistică a constelațiilor, cu R, scurtătura este R. Și vă va arăta programul constelațiile sub formă artistică, mai desenat așa, mai desene animate, mai de copii. Și încă o scurtătură utilă care nu apare aici jos este B, prin care programul vă arată granițele constelațiilor, fiindcă constelațiile moderne actuale nu sunt aceste liniuțe pe cer, astea sunt constelațiile din antichitate, dar constelațiile moderne au inclus aceste constelații din antichitate într-un fel de bucățele, ca într-un fel de niște piese de puzzle, cerul împărțit ca un puzzle. Și granițele constelațiilor pot fi văzute dacă apăsați scurtătura B și pot fi scoase, bineînțeles. Este utilă și scurtătura B în anumite situații. Mai departe, putem să scoatem sau nu pământul, putem să scoatem sau nu punctele cardinale, în funcție de cum preferați voi treaba asta. Și putem să scoatem și atmosfera. Iarăși, un lucru important, vedem că atunci când scoatem atmosfera, practic vom vedea extraordinar, fiindcă nu mai avem aer care să ne, prin care să se împrăștie lumina, care să distorsioneze observațiile pe care le facem. Deci, mă rog, dacă n-am avea însă aer, n-am putea să respirăm, adică avem nevoie și de aer, da? Dar observațiile astronomice cele mai bune, de aceea se fac din spațiu, de-aia oamenii trimit telescoape în spațiu, ai scăpat de atmosferă. Mai departe, putem să selectăm obiectele deep sky, de v-am spus de ea, da? Roiuri stelare, nebuloase, galaxii, și avem planetele pe care le putem scoate sau nu, ai să scot asta că ne încurcă deja, sunt prea multe constelații. Planetele pe care putem să scoatem etichetele sau nu. Putem schimba dintre a folosi o montură ecuatorială, cum se vede acum, și a folosi o montură altazimutală, pentru a vedea aspectul cerului atunci când folosim una sau alta. Putem centra un obiect aici. Avem acest center care ne centrează obiectul. Scurtătura este Space. E foarte utilă, o să o folosiți des. Avem și acest Night Mode, care este... folosește lumină roșie ca să nu ne strice adaptarea ochilor la întuneric. Dacă, de exemplu, luați laptopul pe câmp, undeva la munte sau la țară, unde cerul este foarte închis la culoare, e negru, și ochii voștri se adaptează, au nevoie de adaptare cam 20 de minute minim de adaptare, dacă voi băgați capul în monitor după aia cu lumină dată tare, stricați toată adaptarea la întuneric. Și atunci oamenii care au făcut programul știu acest lucru, și au băgat în program și această funcție de night mode, care este foarte, foarte util. Fiindcă lumina roșie nu-ți strică adaptarea la întuneric. Avem și full screen mode, avem exoplanete pe care le putem arăta, stele cu exoplanete, da, vedem stele cu exoplanete descoperite și confirmate, avem curenții de meteor pe care le putem scoate în evidență, avem acest search dialog în care putem să căutăm curenți de meteor între anumite perioade și avem funcția de oculară, plugin-ul acela, și avem hinturi de sateliți. Adică, ce v-am spus, practic programul vă arată locațiile pe cer a unor sateliți artificiali. Puteți să vedeți sateliți artificiali că se vor mișca așa în program și sunt destul de corecți. Vă arată și stația spațială, vă arată mai multe lucruri. Nu toți sunt însă perfecți din punct de vedere al sateliților artificiali, fiindcă e greu să ai o bază de date corectă cu atât de mulți sateliți artificiali care tot timpul sunt în mișcare și care tot timpul se modifică. Există tot felul de add-uri care se pot lua ca să îmbunătățească această bază de date. Bun, mai departe avem și funcțiile esențiale, și anume dat timpul înainte și înapoi. Esențiale aceste funcții, o să vă folosiți de ele mereu. Timpul înainte, să treacă mai repede, vedeți cum se scurge, timpul normal și timpul înapoi. Și astea au mai multe viteze, puteți să vă jucați cu ele. Și acum, un aspect important este acest buton de aici, Set Time to Now. În momentul în care apăsați acest buton, programul te duce la ora și în ziua în care tu ești.
Adică voi știți acum că eu înregistrez acest video pe 24, am înregistrat acest video pe 24 octombrie, era ora 10:44. M-a dus programul la ora și ziua în care sunt. E foarte folositoare funcția asta. Dacă vă depărtați, vă duceți cu un an, doi ani mai încolo, puteți să apăsați un singur buton și reveniți la ziua în care faceți observații, care sunteți în realitate, da? Și, bineînțeles, butonul de quit. Ăsta e butonul prin care închideți programul. Acum, eu vreau să vă mai spun niște lucruri apropo de informațiile care vă sunt vouă date de către program atunci când selectați un obiect. Și hai să selectăm un obiect. Hai să selectăm, de exemplu, luna, dar vreau să dau timpul puțin mai înapoi ca să fie mai sus pe cer. Și am selectat luna, am dat space pe ea, mi-a centrat-o și acum mă duc cu scroll la luna. Luna în data de 24 octombrie, la ora 9:30. Asta sunt condițiile noastre de observații. Și acum, ce ne arată programul? Ne arată obiectul pe care l-am selectat. Ne arată magnitudinea obiectului selectat, adică strălucirea obiectului. În cazul de față, luna fiind un obiect foarte strălucitor, are magnitudine cu minus 11. E un obiect extrem de strălucitor. Ne arată și magnitudinea absolută. De asta nu o să aveți nevoie. Ne arată coordonatele ecuatoriale. Ascensia de arată și declinația. Ne arată și coordonate altazimutale, azimut și altitudine. Dintre aceste date, o să vă folosiți foarte mult de altitudine, să știți. Altitudinea la ora respectivă a lunii este de 23 de grade. Asta înseamnă că ea se află la 23 de grade deasupra orizontului. Important să știi cât de sus se află un obiect pe cer. V-am spus mai devreme, fiindcă ele trebuie observate când se află în meridian, adică atunci când sunt la înălțimea maximă pe cer. Ăsta e meridianul, are scurtătura punct și virgulă. Și hai să dăm luna în meridian, să fie mai sus pe cer. Luna în meridian se află la ora 8:20. Ăsta e momentul optim de observație pentru lună în data aceasta. Mai vedem ceva. Mai vedem faptul că, în afară de altitudine, mai avem niște informații. Vedem în ce constelație se află luna. Vedem că se află în Capricorn. Da? De fapt, contează în ce zonă se află pe cer între aceste granițe. Asta contează. Nu neapărat că se află în dreptul liniuțelor. Și mai vedem distanța de la soare, distanța până la obiect, diametrul aparent, care este foarte important. Noi acum ne uităm la lună care are un diametru mare aparent. 30 de arc minute. Jumătate de grad. Are luna pe cer. Deci e dita mai obiectul. Dar sunt obiecte care ocupă mai puțin pe cer. Și trebuie să vedem, e important acest aspect, acest amănunt. Și mai vedem, de exemplu, cât e iluminat din lună. Vedem faza lunii, practic. Vedem că e iluminată 61%. Ceea ce e bine pentru observații la lună. Nu e bine să ne uităm la lună când este lună plină. Alea nu sunt momente bune de observații la lună. Deci avem informații prețioase cu ajutorul acestui program. Foarte bune, foarte folositoare. Acum hai să mai luăm o planetă, să luăm și planeta Jupiter, de exemplu. Ia uite, Jupiter, magnitudine minus 2, avem aceste coordonate, vedem altitudinea că este la 18 grade, e destul de jos deja. Deci, momentul de observații optim pentru Jupiter a cam trecut. El s-a văzut bine vara și toamna. Acum, spre finalul toamnei, se mai vede puțin, dar pune repede. Că dacă vrem să-l dăm în meridian, o să observăm că în meridian Jupiter în timpul e soarele pe cer, deci nu se vede bine. E prea multă lumină, nu avem contrast bun. Deci trebuie observat, dacă vreți să-l mai vedeți pe Jupiter în această perioadă, observați-l imediat după ce apune soarele. Fiindcă cu cât așteptați mai mult, cu atât o să coboare mai mult și o să fie mai jos la orizont. Asta înseamnă că o să se vadă mai rău prin telescop. O să avem turbulență atmosferică mai mare. Bun, hai să vedem mai departe. V-am spus și despre chestia asta. Programul, să știți că este foarte util. E foarte util fiindcă, în afară de faptul că poți ști unde și când să vezi anumite obiecte, îl poți folosi ca începător pentru a învăța constelațiile. Ia uite. Oamenii când se apucă de astronomie, nu-și dau seama că primul lucru pe care ei trebuie să-l facă este să învețe cerul. Este să învețe cerul, înainte să-ți iei telescoape. Fiindcă, dacă nu știi cerul, o să-ți iei un telescop, o să te uiți la lună cu el, după aceea telescopul o să devină cu el. Vă zic din experiență că am văzut treaba asta la oameni care au luat telescoape, nu știau să le folosească, nu știau cerul, s-au uitat la lună și după aia maxim la vecini, dacă aveau vecini interesanți,
și telescopul a ajuns cu el în care ei își țineau pălăriile, ghiozdanele, sacoșile de la Lidl, chestii de genul ăsta. Deci nu mai era folosit pe post de telescop. Nu merită să dai 1000 de lei pe un telescop și să-l folosești pe post de cuier după aia. Și poți învăța cerul cu ajutorul acestui program. E foarte folositor. Înveți constelațiile. Și poți învăța cum găsești steaua polară pe cer. Dacă vreți un film în care eu descriu în detaliu cum identificăm steaua polară pe cer, dați click pe acest link și veți fi trimiși către filmul în care eu detaliez cu lux de amănunte cum găsim steaua polară pe cer. Metoda cea mai simplă. E, voi vă puteți folosi de acest program pentru a învăța aceste constelații, cele mai importante constelații, nu trebuie să le învățați pe toate, da? Și după aceea, după ce ați învățat cerul, bineînțeles că voi puteți să trișați, fiindcă nu aveți nevoie, având în vedere că cerul se schimbă, voi puteți să învățați constelațiile de iarnă, să zicem acum, dar le puteți învăța și pe alea care se văd vara. Că pe alea nu se le vedeți acum. Dar nu trebuie să așteptați până vine vara. Că vă puteți folosi de program, dați timpul, selectați data de aici și vă duceți când vreți voi și vă uitați să vedeți cum se vede cerul în orice perioadă a anului. Foarte folositor, iarăși, extrem de folositor. Bun. Acum eu vreau să vă mai arăt încă o scurtătură foarte importantă pe care voi o puteți folosi și o să vă ajute foarte mult. Vedeți că jos aici, în partea de jos, aveți data și ora, da? Și voi puteți să folosiți o scurtătură pentru a modifica doar ziua fără a modifica ora. Deci puteți să vedeți cum se vede cerul mâine la aceeași oră ca azi sau cum s-a văzut ieri la aceeași oră ca azi. Mâine, poimine, răspoimine. Deci eu voi da acum, vă voi arăta scurtătura prin care voi da zilele înainte și înapoi, fără a modifica ora și fără a umbla prin meniuri pe aici, ceea ce e mult mai complicat să umbli prin meniuri. Scurtătura este formată din butoanele plus și minus, cele de lângă backspace. Plus o să dea zilele în față, minus o să dea zilele înapoi. Ia uitați-vă aici, 24, da? Plus, cam ce are? Da, așa puțin să vedem. Plus, uite-o. Dă zilele în față, cu minus dăm zilele înapoi, ora rămâne neschimbată. E foarte util, extrem de util, pentru a observa, de exemplu, când poți să vezi luna mai bine, că vedeți că luna se mișcă rapid printre obiecte de la o noapte la alta. Și poți observa cum se schimbă aspectul cerului de la o noapte la alta. Vedeți că de la o noapte la alta, cerul se modifică. De aceea nu se văd aceleași obiecte iarna cum se văd vara. De-aia trebuie să învățați cerul de iarnă și cerul de vară separat. Stelele care se văd iarna pe cer nu se vor vedea și vara. Fiindcă cerul se modifică de la un anotimp la altul. Deci, scurtătura asta e foarte folositoare. Vă recomand să o folosiți, să o învățați și să o folosiți. Și acum, înainte să închei, vreau să vă mai arăt două lucruri. De exemplu, cât de folositoare poate fi funcția de search. Să zicem că vreau să observ planeta Venus. Da? Și nu văd planeta Venus pe cer. Nu știu unde e planeta Venus, poate habar n-am, nu contează. Am funcția de search, care este F3. Am apăsat F3. Mi-a băgat meniul de search. Dacă nu vreau să stau să caut în meniu, că am și meniu în stânga, acolo v-am arătat la început. Și scriu aici Venus. Am dat pe Venus. Văd că e sub orizont la ora asta. E, și dau timpul să treacă. Și voi vedea că Venus începe să se vadă, adică răsare, în jurul orei 4. În jurul orei 4, înspre est, apare și Venus. Ia uite-o. Ea e selectată. Magnitudine minus 4, adică un obiect foarte strălucitor. Dar ăsta nu e un moment bun pentru observații la Venus prin telescop. Chiar dacă el a răsărit. De ce? Chiar dacă e un obiect strălucitor, fiindcă se află la o înălțime, altitudine, foarte joasă deasupra orizontului. 6 grade, adică extrem, extrem de jos. În primul rând, probabil din oraș, nu o să puteți observați obiecte care se află atât de jos. Dacă aveți niște blocuri sau ceva pe lângă voi, clar nu puteți să vedeți obiecte de genul ăsta, la înălțimi joase. Și mai mult decât atât, chiar dacă le-ați vedea, v-ați uita printr-un strat extrem de gros de aer, de atmosferă, și ați avea turbulență atmosferică foarte mare și obiectele s-ar vedea prost. Așadar, trebuie să mai așteptăm puțin ca să vedem obiectul ăsta cât mai bine. Și hai să vedem cât mai trebuie să mai așteptăm. Ne spune programul și acest lucru. Ia uite, dăm timpul să treacă. Și în jurul orei 5:30, deja Venus se află la o înălțime, la o altitudine de aproape 20 de grade, adică incomparabil mai bine. Deja e bine.
ne putem uita la Venus binișor, ora 5:30. Nu trebuie să ne trezim la 4, chiar dacă el începe să se vadă de la 4, da? Ne trezim pe la, mă rog, să fim gata la 5:30 ca să-l observăm, fiindcă ideea e care? Eu am zis să observăm obiectele când se află cât mai sus pe cer, da? Dar trebuie să ținem cont și de faptul că în curând răsare soarele. Și în momentul în care o să răsară soarele, Venus va scădea în strălucire, fiindcă lumina se va duce pe cer, nu vom mai avea contrast și Venus se va vedea din ce în ce mai slab și nu o să mai fie frumos. Ia uite, în jurul orei 6, deja se vede lumină de la soare și puțin mai târziu o să înceapă să răsară soarele și Venus nu o să se mai vadă. Deci am pierdut momentul optim. Momentul optim era atunci la 5:30. Și hai să dăm înapoi un pic să vă mai arăt ceva. La 5:30 momentul optim. Înălțimea relativ ok deasupra orizontului, dar mai programul ne mai spune că Venus ne arată iluminat cam 80%, adică să știm la ce să ne așteptăm când o să ne uităm cu telescopul. L-am centrat cu Space, mergem la el și vedem că cam așa o să arate Venus. Nu o să vedem un disc complet, fiindcă și Venus prezintă faze. Deci, iarăși, programul spune foarte multe lucruri. Îți spune și distanța la care se află planeta de Pământ. Îți spune și distanța la care se află de Soare. Îți spune și constelația în care se află obiectul. Foarte multe informații importante. Și hai să căutăm și un obiect Deep Sky acum. Hai să căutăm o galaxie, galaxia din Andromeda. La ora 5:30 dimineața, ea mai are puțin și apune. Iarăși, e un moment prost pentru observarea planetei. Hai să dăm timp înapoi puțin planetei, galaxiei. Dăm timp înapoi puțin, fiindcă interesul nostru este să o vedem în meridian, așa cum v-am spus mai devreme. Hai să selectăm meridianul, punct și virgulă, aveți scurtătura, da? Ia uite, dăm timp înapoi să treacă și vedem că galaxia din Andromeda trece prin meridian. Hai să vedem când trece prin meridian. Încă un pic. Cam acum. Ia să vedem. Cam asta. Nu trebuie să fie perfect. Nu contează. Să fie pe acolo. Uite-o. Pe 24 octombrie, galaxia din Andromeda va trece în meridian la ora 11:45. Deci, acesta este momentul optim pentru observarea galaxiei, fiindcă ea va fi cel mai sus pe cer în noaptea respectivă la ora aia. Adică se va vedea cel mai bine, fiindcă vom avea turbulența atmosferică cât mai mică, dacă ea se află cât mai sus pe cer. Este foarte important și util să vă folosiți de acest program pentru ca să știți care sunt momentele optime pentru a observa diverse obiecte. Galaxia din Andromeda, să știți că chiar și din condiții de poluare luminoasă crescută, din orașe mari precum Bucureștiul, dacă vă selectați momentul optim, adică momentul care trece prin meridian, când e sus pe cer, vedeți că înălțimea deasupra orizontului, unde e altitudine, 86 de grade, e sus rău de tot, e foarte bine, e aproape la zenit. Și se va vedea binișor, cu un telescop măricel, nu cu orice telescop, un telescop mediu, să zicem, veți vedea galaxia din Andromeda binișor pentru oraș, pentru București, la ora asta pe cer. Dacă vă uitați când ea e foarte jos la orizont, nu o să vedeți nimic. Contează foarte mult momentul în care faceți observații. Și momentul în care faceți observații, în afară de telescop și în afară de alte condiții. Bineînțeles, dacă mergeți la munte sau la țară, cerul va fi mult mai bun, galaxia se va vedea mult mai bine decât se vede din oraș, dar tot așa e bine să o observăm când e cât mai sus. De-aia, programul ne ajută să ne facem un plan de observații. Să știm exact ce obiecte să observăm și la ce oră să le observăm. Fiindcă acest lucru va modifica enorm calitatea observațiilor pe care noi le facem. Bun. Și ca să recapitulăm, hai să scoatem asta. Eu vă recomand acest program, este extrem de util, eu îl folosesc de foarte mulți ani. Și îl recomand tuturor oamenilor care vor să se apuce de astronomie. Există mai multe softuri de astronomie, dar acesta este un soft foarte ușor de folosit, foarte ușor de învățat, și în care te poți descurca, e foarte intuitiv totuși, arată și foarte frumos. Și voi îl puteți folosi pentru a învăța stelele cele mai strălucitoare, constelațiile cele mai importante, a învăța să vă orientați, a învăța să găsiți steaua polară, după care îl puteți folosi pentru a găsi diverse obiecte pe care voi vreți să le observați prin telescop și a ști care este momentul optim de observații și unde se află ele pe cer.
Și acest program vă va ușura extrem de mult munca voastră de observator, fiindcă veți ști exact când să vă uitați și veți vedea obiectele la capacitatea lor maximă, să zicem. Fiindcă oricât de bun ai avea telescopul, dacă te uiți la un obiect la momentul nepotrivit, o să vezi obiectul respectiv prost. Nu o să-l vezi bine. Așadar, luați-vă programul, este gratuit, este foarte folositor, eu îl recomand tuturor oamenilor care se apucă de astronomie și vă spun, vă este folositor de acum încolo, chiar dacă treceți de etapa de începător, fiindcă chiar și de etapa de observator mai avansat, vă veți folosi tot timpul de acest program. Să aflați la ce înălțime se află obiectul respectiv la o anumită oră pe cer, cât se vede din el, când se vede cel mai bine, o grămadă de informații utile puteți afla cu ajutorul acestui program. Și, înainte să încheiem, nu uitați să vă abonați, da, să vă apăsați și pe clopoțel, nu uitați să dați un like la filmuleț dacă v-a plăcut, să dați și lăsați și un comentariu, m-ar ajuta foarte mult, și să share-uiți acest film pe canalele voastre de social media, pentru ca și prietenii voștri să afle despre existența acestui soft de planetariu, dacă sunt și ei pasionați de astronomie, o să-i ajute și pe ei foarte mult. Bun, eu am terminat. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!